Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Totul e bine și nimic nu m-a durut. Win Badminton Open Dărmănești. Amenajarea albiei râului Cașin și reamenajarea parcului sunt proiecte prioritare pentru primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Informația a fost transmisă chiar de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în cadrul emisiunii 24 de ore. Mai am două lucruri foarte importante, e amenajarea albiei râului Cașin și parcul, bineînțeles. Alte două obiective la fel de importante ca și piațeta, la fel de frumoase ar putea să fie. Este o perlă, o bijuterie. E un mare noroc că avem atâta spațiu verde, așa parc frumos, dar și faptul că prin centrul orașului trece o apă curgătoare care putem face din ea o perlă pentru șlefuită frumos, ar putea să fie ceva comparabil cu piațeta. Da, sau poate mai mult. Da, într-adevăr, ar putea fi pusă în valoare la adevărata frumusețe, de exact. Fapt. Că despre asta este noi vorba. Noi, cu sprijinul Abaseret, am început să-i dăm o formă, dar e o formă provizorie. Bine, s-a și toaletat mult, s-a ecologizat mult. E o variantă provizorie. Doresc să arate cu totul altfel. Vă întreabă cineva la trecerea de cale ferată de pe drumul european. Am făcut foarte multe demersuri, nu ține de noi. Am făcut adrese peste adrese la CFR, dar nu ține. Bine, nu ține de noi, ține de căile ferate. Asta urma să zic. De fapt, acolo, în afară de a face adrese și a solicita mai mult, noi nu putem nu avem voie să intervenim. Corect, pentru că nu este proprietatea municipiului Onești. În aceeași situație, mai avem două, trei situații în care nu putem interveni, care toți ne reproșează nouă, legat de gară, legat de terenul de atletism și legat de centrul de Casa Pionierului. Sunt obiective care deci nu aparțin. Deci Casa Pionierului a Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Da. Nu este a municipiului. Da, Ministerul Învățământului. Gara nu este în proprietatea Oneștiului, este a SNCFR-ului. Dacă puteți, vă fac adaug eu, ajung și la CSS imediat, dacă tot suntem la SNCFR. Podul Alb, unde se trecea înainte auto, nu se mai poate, pentru că sunt bucăți din carosabil. Tot de CFR aparține. Corect, și e o bijuterie. Podul Anghel Salini este nemaipomenit, dar asta este, nu puteți noi interveni. Noi tot am făcut adrese și demersuri peste demersuri pentru toate, să le preluăm sau să... Sau măcar să se pună în vecinătatea, sunt acele covoare de material special. Noi știm ce trebuie. Aha. Și v-am spus, adrese am făcut peste adrese, dar nu stă în puterea noastră. Terenul, ați spus, al CSS-ului? Am Ministerului Sportului și dat în administrația CSS. La fel am făcut solicitare să ne-l dea nou în administrare, încă n-am reușit cu clubul. Iar clubul pionierilor, da. Iar inspectoratului școlar. La fel am încercat să facem. Acolo este o clădire absolut superbă. Întâlnire după ce am făcut ultima adresă directorul de la Clubul elevilor sub ordinea căruia este Clubul elevilor, a fost la Onești, s-a angajat că va mai face și alte lucruri pentru a îmbunătăți. Încercăm, ne dorim să-l preluăm, dar suntem limitați la momentul ăsta de a putea face. Dar vă întreb eu altceva atunci, domnule primar, zicem nu anul ăsta, poate veți reuși. Aveți puterea să-l faceți, pentru că clădirea aceea probabil necesită reparații mari. Treptat vom face, vom găsi finanțări. Adică nu i-ar fi ceva imposibil. Eu zic că vom găsi finanțări, așa cum și dacă nu vom găsi finanțări, vom reuși încet, încet pe bugetul local. Așa cum am început cu cinematograful, am izolat, promisesem că până la finalul anului, cel puțin exterior, cinematograful Oituz va arăta
cum trebuie, am izolat, acoperișul este făcut, am scos la licitație exteriorul, nu s-a prezentat nimeni, urma să-l scoatem din nou, am fost blocați, reluăm în ianuarie. La Biblioteca Orașului Stațiune Comănești a avut loc lansarea volumului de poezii Totul e bine și nimic nu m-a durut, al autorului Val Mănescu, originar din Comănești. El a mai scris printre altele Delict de memorie, O zi dinaintea sfârșitului, Efectul placebo, Ochiul fără ploape și Menghina cu elice. Cu o nouă apariție editorială, el revine la cadența care îi se potrivește, fiindcă scrisul nu e o chestiune de cantitate, ci de anduranță. În deschiderea evenimentului, Cristina Hanganu a ținut să remarce numărul mare de participanți prezenți la eveniment. Mă numesc Hanganu Cristina, pentru cei care nu mă cunosc, sunt bibliotecar și în această seară, alături de domnul primar Florel Milon și de colegii mei Mădălina Dolie și Costel Dumilă, voi fi gazda dumneavoastră. Evenimentul găzduit astăzi este unic în felul lui. Nu pentru faptul că biblioteca noastră nu ar mai fi găzduit la ziua de gard. Unicitatea constă în faptul că Val Mănescu, comăneșteanul Val Mănescu, aplauze prelungite! Vârful de lance al culturii băgăoane și chiar dincolo de Mănescu, cam jumătatea lăncii, nu? Dansează pentru prima dată în Comănești. Așa cum spune el însuși, citez: când eram nevinovat, voiam să mă fac poet. Ei bine, vinovatul din această seară, Val Mănescu, scriitorul profund și pesimist, cu o scriitură plină de ironie și sarcasm, ne va face onoarea de a ne spune că totul e bine și nimic nu a durut. Alături de domnul Mănescu stă criticul de artă, doamna Carmen Mihalache, și evident cu bibliotecar mai mare, domnul Adrian Jicu, de la Biblioteca Județeană. Vă rog tuturor bun venit la Comănești. Iar înainte de a încheia cuvântul de deschidere, domnule Val Mănescu, ne bucurăm cu toții că nu ați uitat Comănești. Nu în ultimul rând, am să vă transmit un mesaj de la cineva care vă iubește și care și-ar fi dorit să fie prezent aici. Citez: astăzi este despre Val Mănescu. Mănescu. Spre deosebire de James Bond, Val folosește în loc de pistol mașina de scris, mai nou computer, iar tastele îi sunt gloanțe și mitraliază periodic, ceea ce îl face mai erou decât personajul, adică despre James Bond. Se bate cu demonii, vii și închipuiți. Cu mitocănia și grobianismul, își urcă iubirea până la cer, e sensibil, sarcastic, pare nemilos, umorul lui cresează și lasă urme. Val e un copil mare, un copil rac și prietenul meu de aproape 30 de ani. Astăzi, Val își lansează noul volum, Totul e bine și nimic nu m-a durut. Dar cum îl cunosc, știu că maschează. Oare atunci? Pentru că totul nu e bine. Bătrâne, ai dreptate când spui că nu vei fi un bunic de rahat. Citez. Dar greșești când clamezi că viața extrauterină este grea. E doar parșivă. Am încheiat citatul de la Ionuț Tomescu, care vă iubește. Nu, nu, stați așa, stați un pic, stați un pic. Cine a făcut scenariul? Scenariul? Cine a făcut regizorul? Acum o să facem. E happy. Eu vreau să-i mulțumesc, doamne Cristina, pentru cuvântul de deschidere, e foarte frumos. Am aici un act de donație și vreau să las bibliotecii din Comănești câte un exemplar din toate cărțile pe care le-am scris, o 7 până acum. Bravo.
să vi le și prezint, dacă mai știu în ordine așa. Prima este delict de memorie, pe care am scris-o în... Am tipărit-o, de fapt, în 1993. Am gălbeșit așa, dar să știți că e de la Oradea. Am găsit-o cu mare greutate într-un anticariat la Oradea. A doua este o carte la care țin foarte mult, care se cheamă O zi dinaintea sfârșitului lumii. Nici asta nu se mai găsește. O carte la care țin foarte mult. E ilustrată de un grafician extraordinar, Tudor Jebeleanu, și coperte, probabil. Tudor Jebeleanu este fiul marelui Eugen Jebeleanu. Și apoi am scos Efectul placebo, o carte scoasă la editura Babel din Bacău, și care e scoasă pe hârtie reciclabilă, din Ciorlovacea a pusă cu mare greutate. Am așteptat 6 luni de zile să vină hârtia. Așa. Următoarea este o carte de proză, Dimitrie Rupe Tăcerea. Greu, că s-ar putea să mai fie pe aici, pe acolo, dacă o căutați pe internet. Eu n-am decât exemplarul pe care se găsește într-un singur exemplar. Restul s-au disipat în masa de iubitori de literatură. În Dimitrie Rupe Tăcerea am câteva povestiri în care se regăsesc și personaje din Comănești. E roman cu cheie? Nu e roman, este o carte de proză scurtă, dar care au legătură... Da. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie, datini și obiceiuri strămoșești. Este vestea transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu minți și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie de la ora 10 pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente, să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi, Doamne ajută, a spus primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, ne vedem în piață. În piațeta Catedralei, exact. La un frumos spectacol de Crăciun, dedicat nașterii Domnului. Da. Cei mici vor primi dulciuri, dacă au fost ascultători. Că... Cei cu minți, bineînțeles, nu toți, cei cu minți. Așa este. Bun, mai au timp să se cumințească între timp, care n-au fost cu minți până acum. Da, da. Și părinții răbdători vor primi vin. Dar cei cuminți cred că au primit și de Sfântul Neculae azi noaptea, seară, când și-au făcut ghetuțele. Cu siguranță. Copiii Oneștiului sunt cuminți. Copiii la Onești sunt cuminți. Da. Așa, și pe 31, 31, nu? La ora 10, conform tradiției, în parcarea din fața primăriei, așteptăm cetele de urători. 31, seara... După ora 24. Ne dați întâlnire, ne chemați la ce oră să venim? Înainte de ora 24, puțin. Deci ora 11, 23. 23:45. 23:30, că noi suntem punctuali, venim un pic mai repede să ocupăm loc în față. Va fi un spectacol de neuitat. Așa îmi doresc. Cu siguranță și va ieși așa. Eu zic că va ieși. Eu zic că lucrurile se vor așeza conform planului. Va ieși pentru că... Dacă ați reușit să faceți un spectacol de Crăciun cu bani, cu cheltuieli minime de la bugetul local, adică spre deloc. Da, în noaptea de Revelion facem cu cheltuieli mărișoare, dar pe măsură. Pe măsura bucuriei care o vom oferi oneștenilor. Și pe măsura catedralei, piațetei catedralei, pentru că... Totuși, da. E un proiect de anvergură aici, s-au băgat o grămadă de bani ca să iasă așa, nu? Deci merită un spectacol tot la fel. Nu. Nu mă refer ca nivel. Neapărat. Bun. Sărbătorim asta, dar spectacolul este oferit oneștenilor. Așa este.
Un mesaj, dacă e, domnule primar, nu știu dacă ne mai vedem până de Crăciun sau... Da, în primul rând... Ne-am văzut de Sfântul Neculai, vedeți? Da. Patronul Oneștiului. Înainte de a transmite un mesaj pentru finalul de an, vreau să transmit un mesaj celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Toți Nicolae, Nicoleta, Nicu, toți ce poartă Nico. Numele Sfântului Patronului orașului nostru, Sfântul Nicolae, tot ce își doresc, un sfârșit de an călduros alături de familie și un an nou mai bun. Sala de sport a școlii numărul 2 din orașul Stațiune Dărmăne, județul Bacău, a fost neîncăpătoare în fața numărului mare de participanți la Win Badminton Open, ce s-a desfășurat pe 9 și 10 decembrie. Au fost sportivi de toate vârstele, din toată țara, de la cele mai importante cluburi sportive din România. Mă zilună Isabel. Și câți ani ai? 10 ani. De cât timp joci badminton? Performanță fac de 2-3 ani și așa. Prima oară când am venit cu surorile mele la 2 ani. Dar... Am înțeles. Și de atunci tu faci badminton? Nu, normal joc mai serios de 2-3 ani. Am înțeles. Și este greu la badminton? Este uneori greu, dar uneori este și ușor. Am înțeles că ești campioană. Da, sunt. La ce etapă? La Under 11. Am înțeles. Și ce ai recomandat dacă e celor care ne urmăresc, fetițelor de vârsta ta? Să vă apucați de un sport, pentru că este sănătos să faceți sport și să fiți cât mai prietenoși și să mergeți la concursuri. Vâlcu Mihnea Ioan. Și câți ani ai? 10. De cât timp faci badminton? Aproximativ 3-4 ani. Și e greu? Da, destul de greu. De ce e greu? Ce e greu? Competiția și antrenamentul. Aha. Dar îți face plăcere? Da. Îți place mult? Da, îmi place acest sport și de aceea îl și practic. Părinții te susțin? Da. Am înțeles. Ce ai recomanda? Oricum am înțeles că și tu ești campion. Da. Ce ai recomanda tinerilor de vârsta ta? Că ar fi un beneficiu pentru ei să facă sport, pentru a se menține sănătoși și va fi cât mai în formă. Am înțeles. Care ar fi următoarea competiție pentru care te pregătești? La anul de acum, pentru Under 13. Și noi zicem mult succes și ținem pumne. Mulțumim! Mihai Rareș. Câți ani ai? 13. Și e greu la badminton? Da. De ce e greu? Pentru că atunci când crește, adversarii devin mai buni. Aha! Deci cu vârsta ei devin din ce în ce mai buni, a? Da, vârsta cu experiența. Ce titlu ai câștigat ultima oară? Locul întâi la dublu, la Stănic Moldova, anul acesta în primăvară. Și a fost greu atunci? Nu mi s-a părut. A? Nu mi s-a părut, am avut o colegă de dublu foarte bună, sora mea. Să înțeleg că ea te-a dus la badminton? Nu, eu am unde am venit odată. Aha, ok. Și acum, sincer, așa că nu ne aude sora, care din voi doi e mai bun? Tu? Eu. Corect, așa da. E. Un mesaj pentru colegii care te urmăresc? Mulțumesc că mă susțineți și succes! Și nu chem pe nimeni să vină să joace badminton ca tine sau cu tine să învețe? Bă da! Așa, cu zile! Veniți la badminton! De altfel, fenomenul Dărmănești și adevărata pepinieră de talente au uimit mulți instructori. O participare numeroasă aici la Dărmănești. De unde ați venit? Din Bacău, Clubul Interfaz Bacău. Într-adevăr, ce a făcut Ștefan Maftei aici e o mică minune. A reușit să strângă foarte mulți copii, părinți, antrenori, arbitri și jocurile au fost de un nivel extraordinar. Demne de finala campionatului național. Am florit de câțiva ani aici o adevărată pepinieră de talente la Dărmănești. Așa este. Deci, după cum am zis, Ștefan a făcut minuni. Avem o relație foarte strânsă cu el. Cred că ea, nu exagerez, a 10 oară când vin la Dărmănești la concurs și de fiecare dată condițiile au fost foarte bune. De circa 10 ani, centrul de badminton de la Dărmănești este recunoscut și la nivel național. Suntem la campionatul? Win Badminton Open 2023. La Dărmănești? La Dărmănești. Câți participanți? Păi avem 130 de sportivi. O participare numeroasă din toată România. Da, din toată România și de la Chișinău avem câțiva. Enumerăm câteva localități, câteva centre sportive. Dărmănești, Onești, Bacău, Piatra Neamț, Târgu Mureș, Botoșani, Galați, București. Vi se datorează dezvoltarea nucleului
competiției de badminton aici la Dărmănești? Facem într-adevăr 10 ani de când ne ocupăm cu badmintonul la Dărmănești și întotdeauna am avut mulți copii. De câțiva ani colaborăm cu Clubul Sportiv Școlar Onești și atunci s-au deschis porțile către sportul de performanță. Ne bucurăm că avem alături și 3 sponsori care au venit cu premii, premii consistente. Și primăria orașului Dărmănești. Bineînțeles, bineînțeles, primăria mereu a fost alături încă din 2013, când am început mișcarea. Care sunt cei mai tineri și care ar fi cel mai vârstnici ca și vârstă? Fiind o competiție de masă, avem de la cei mai mici însemnând 6 ani și avem și vreo 2 bunici, 55 de ani. Ah, deci o spectru larg de vârstă. Da, sigur. Un mesaj dacă e pentru cei care ne urmăresc să vină la badminton? Da, încercăm să dezvoltăm acest sport. În România, badmintonul de masă încă este deficitar și atunci o competiție regională care să se adreseze tuturor categoriilor valorice poate să conducă la a câștiga jucători în viitor și a avea cât mai mulți oameni care joacă badminton. Inclusiv viceprimarul orașului Stațiune Dărmănești, Cosmin Paierele, se gândește să-și dea fiul la badminton și el însuși să se apuce de badminton. Badmintonul la Dărmănești, putem spune de acum că este la el acasă. Avem foarte multe echipe chiar astăzi și de la an la an creștem frumos. Am văzut competitori veniți chiar din Republica Moldova. Este o finală a campionatului de badminton care se desfășoară aici la Dărmănești, în sala de sport de la școala numărul 2. Pe viitor sperăm ca odată cu inaugurarea școlii de sport, sălii de sport de la liceu, să creștem frumos și să devină un sport emblematic pentru Dărmănești. De altfel, antrenorii veniți din toată țara, de la centre sportive mari, recunosc că ceea ce se întâmplă astăzi sau zilele acestea la Dărmănești este un adevărat fenomen sportiv. Sigur că da. Aici trebuie categoric să îl aducem în discuție pe domnul profesor, domnul Ștefan Maftei, care depune un efort foarte, foarte mare să facă tot ce avem zilele astea la Dărmănești. Și roadele se culeg. Sigur că da, avem chiar campioni naționali. Ne gândim ca pe viitor un campionat la nivel național să se desfășoare aici la Dărmănești. Și că suntem pe final de interviu, n-ați venit singur la eveniment? Nu am venit singur, am venit însoțit de fiul meu pe care doresc să-l integrez în această frumoasă familie a badmintonului. Îți place badmintonul? Da. Ai vrea să fii și tu aici să joci badminton? Da. Clar, îi place, promite. Foarte frumos, este, cum ziceam, un joc cu tradiție care trebuie promovat și de la mic până la mare, că sunt de la clasele mici până la în vârstă tineri, acest joc seniori, pot să zic așa, atât performanță cât și un joc de plăcere. Și multă sănătate, nu de fapt în spate. Sigur că da, în spatele fiecărui sport vine cu cele bune ale sportului, sănătate, mișcare și promovarea unui stil de viață mai sănătos. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău și ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat într-un dosar penal, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Pe 7 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști cu sprijinul Poliției Municipiului Adjud au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliare emise de Judecătoria Bacău, dintre care 4 în comunele Corbasca, Sascut și Valea Seacă și unul în Vrancea. La percheziție au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri falsificate, permise de conducere, cărți de identitate, poliție de asigurare obligatorie auto, certificate de înmatriculare auto, acte de studii, precum și mai multe sisteme informatice folosite pentru falsificarea acestor înscrisuri. Polițiștii au ridicat și un pistol neletal supus autorizării, pentru care nu a fost prezentată autorizația de deținere. Din cercetări a reieșit că în perioada 2019 2020
2023, un bărbat de 47 de ani din comuna Sascut, folosindu-se de aparatura proprie, ar fi falsificat mai multe documente de înmatriculare și permise de conducere eliberate de diferite autorități din țări ale Uniunii Europene și non-europene pentru diferite persoane. În baza mandatului de aducere, bărbatul a fost condus la sediul unității de poliție în vederea audierii. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română și Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Bacău. La activități au participat polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Bacău și jandarmii din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 12 decembrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 8 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 1 grad Celsius. Miercuri 13 decembrie, cerul va fi parțial noros. Pe alocuri pot să apară ploișoare. Maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.